Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț. În sfârșit a venit mult așteptatul moment pentru Lao Tzu. De mult aveam în minte să înregistrez această carte. Pentru cei care nu știu, Lao Tzu este un filozof chinez a cărui naștere este cel mai probabil datată în jurul secolului al VI-lea înainte de Hristos și este figura fondatoare a taoismului și autorul cărții de bază acestuia, Tao Te Ching, Cartea Căii și a Virtuții. Textul însă a fost stabilit, se pare, abia în secolul 4 înainte de Hristos. Tao Te Ching, cartea pe care astăzi o voi înregistra, este un text fundamental al taoismului și una dintre cele mai importante lucrări din filozofia chineză, scris undeva, așa cum v-am spus, între secolele 4 și 6 înainte de Hristos, de Lao Tzu. Acest clasic este alcătuit din texte care folosesc paradoxul, analogia, proverbe străvechi și un limbaj concis și poetic pentru a-și transmite învățăturile. Titlul poate fi tradus ca Cartea Căii și a Virtuții, reflectând temele sale centrale, adică calea și virtutea. Ei bine, prin intuițiile sale profunde și atemporale, Tao Te Ching a influențat nu numai gândirea religioasă și filozofică, ci și teoria și practica politică, oferind o cale către pace și armonie în viața personală, dar și în guvernare. Mesajele sale despre simplitate, pace și viață în acord cu natura continuă să rezoneze cu cititorii din întreaga lume, devenind o sursă perenă de inspirație și contemplare. Așadar, vă invit, dragilor, să rămâneți alături de mine pentru a asculta minunata carte a lui Lao Tzu, Tao Te Ching, tradusă în limba engleză de Lionel Gilles și, bineînțeles, tradusă mai departe în limba română. Vreau să menționez înainte de a începe că din această lectură notele de subsol au fost excluse și voi începe acum. Tao, în aspectul său transcendental și în manifestarea sa fizică, Tao, care poate fi exprimat în cuvinte, nu este Tao etern. Numele care poate fi rostit nu este numele său etern. Fără un nume este începutul cerului și al pământului. Cu un nume este mama tuturor lucrurilor. Numai cel care este veșnic liber de patimile pământești poate înțelege esența sa spirituală. Cel care este mereu blocat de pasiuni nu poate vedea mai mult decât forma sa exterioară. Aceste două lucruri, spiritualul și materialul, deși le numim diferit în originea lor, sunt unul și același. Această asemănare este un mister, misterul misterelor. Ea este poarta întregii spiritualități. Cât de insondabil este Tao? Pare a fi progenitorul ancestral al tuturor lucrurilor. Cât de pur și clar este Tao? Pare a fi veșnic. Nu știu de la cine. Este urmașul. Pare să fi fost anterior oricărei puteri suverane. Tao eludează simțul văzului și de aceea este numit incolor. Se sustrage simțului auzului și prin urmare este numit fără sunet. El scapă simțului tactil și prin urmare este numit necorporal. Aceste trei calități nu pot fi percepute și, prin urmare, ele pot fi amestecate în unitate. Partea sa superioară nu este strălucitoare și partea sa inferioară nu este obscură. Fără încetare, în acțiune, ea nu poate fi numită, ci se întoarce din nou la neant. Îl putem numi forma a ceea ce nu are formă, imaginea a ceea ce nu are imagine,
efemerul și interminabilul. Vrei să mergi în fața ei? Nu-i poți vedea fața. Ai merge în spatele ei? Nu-i poți vedea spatele. Cele mai mărețe manifestări ale forței active izvorăsc exclusiv din Tao. Tao în sine este vag, impalpabil. Cât de impalpabil, cât de vag, totuși în interiorul său există formă. Cât de vag, cât de impalpabil, totuși în el există substanță. Cât de profund, cât de obscur, totuși în el există un principiu vital. Acest principiu este chintesența realității, iar din el provine adevărul din vechime. Până acum numele său nu a dispărut niciodată. Acesta veghează asupra începutului tuturor lucrurilor. De unde știu eu asta despre începutul lucrurilor? Prin Tao există ceva haotic, dar complet, care a existat înainte de cer și pământ. O, cât de nemișcat este! Și fără formă, stând singur, fără să se schimbe, ajungând peste tot, fără să sufere daune. Ea trebuie privită ca mama universului. Numele său nu știu să-l desemnez. Îl numesc Tao, încercând să-l descriu. Îl numesc mare. Fiind mare, el trece mai departe. Trecând mai departe, el devine îndepărtat. Devenind îndepărtat, se întoarce. Prin urmare, Tao este mare, cerul este mare, pământul este mare, iar suveranul este de asemenea mare. În univers există 4 puteri, dintre care suveranul este una. Omul își alegea de la pământ, pământul își alegea de la cer, cerul își alegea de la Tao, dar legea lui Tao este propria sa spontaneitate. Tao, în aspectul său neschimbător, nu are nume. Oricât de mic ar fi în simplitatea sa primordială, omenirea nu îndrăznește să-i ceară serviciul. Ar putea prinții și regii să-l dețină și să-l păstreze. Toată creația i-ar aduce un omagiu spontan. Cerul și pământul s-ar uni pentru a trimite roa dulce, iar oamenii ar fi neprihăniți în mod neașteptat și din proprie inițiativă. De îndată ce Tao creează ordine, ea devine numibilă. Când va avea un nume, oamenii vor ști cum să se odihnească în el. Știind cum să se odihnească în el, ei nu vor risca să pățească nimic. Tao, așa cum există el în lume, este asemenea marilor râuri și mări care primesc fluxurile din văi. Atot cuprinzător este marele Tao. El poate fi în același timp la dreapta și la stânga. Toate lucrurile depind de el pentru viață, iar el nu le respinge. Sarcina sa este îndeplinită, dar nu își asumă niciun merit. Iubește și hrănește toate lucrurile, dar nu acționează ca un stăpân. Este întotdeauna lipsit de dorință. Îl putem numi mic, toate lucrurile se întorc la el, dar el nu acționează ca un stăpân. Îl putem numi mare. Întreaga lume se va aduna la cel care deține forma măreața lui Tao. Ei vor veni și nu vor fi răniți, ci vor găsi odihnă, pace și liniște. Cu muzică și delicatese putem reține oaspeții care trec. Dar dacă ne deschidem gura pentru a vorbi despre Tao, el îl găsește fără gust și insipid, nevăzut pentru ochi, neauzibil pentru pământ. În utilizarea sa este inepuizabil. Retrogradarea este mișcarea lui Tao. Slăbiciunea este caracterul lui Tao. Toate lucrurile de sub ceruri își derivă ființa din Tao în forma de existență. Tao în formă de existență izvorăște din Tao în formă de non-existență. Tao este un mare pătrat fără unghiuri, un mare vas care are nevoie de mult timp pentru a fi terminat, un mare sunet care nu poate fi auzit, o mare imagine fără formă. Tao stă ascuns și nu poate fi numit.
Cu toate acestea, el are puterea de a transmuta și perfecționa toate lucrurile. Tao a produs unitatea, unitatea a produs dualitatea, dualitatea a produs trinitatea și trinitatea a produs toate obiectele existente. Aceste miriade de obiecte lasă întunericul în urma lor și îmbrățișează lumina. Fiind armonizat de suflarea vacanței, Tao produce toate lucrurile. Virtutea sale hrănește, natura sale dă formă, forța sale desăvârșește. Prin urmare, nu există niciun lucru care să nu-i aducă un omagiu lui Tao și să nu-i laude virtutea. Acest omagiu adus lui Tao, această exaltare a virtuților sale, nu se datorează niciunei porunci, ci este întotdeauna spontană. Astfel, Tao, care generează toate lucrurile, le hrănește, le dezvoltă și le încurajează, le perfecționează, le coace, le îngrijește și le protejează. Producție fără posesie, acțiune fără autoafirmare, dezvoltare fără dominație. Aceasta este operațiunea sa misterioasă. Lumea are o primă cauză care poate fi considerată ca mama lumii. Atunci când o avem pe mamă, putem cunoaște copilul. Cel care cunoaște copilul își păstrează mama, chiar dacă trupul său va pieri, nu va risca niciun rău. Este calea cerului să nu se lupte și totuși știe cum să învingă, să nu vorbească și totuși știe cum să obțină un răspuns. Nu cheamă, iar lucrurile vin de la sine. Se mișcă lent, dar este excelent în planurile sale. Plasa cerului este vastă, deși ochiurile ei sunt largi, ea nu lasă nimic să treacă. Calea cerului este ca desenul unui arc. Ea coboară ceea ce este înalt și ridică ceea ce este jos. Este calea cerului să ia de la cei care au prea mult și să dea celor care au prea puțin. Dar calea omului nu este așa. El ia de la cei care au prea puțin pentru a adăuga la propria sa supraabundență. Care este omul care poate avea grijă de propria sa supraabundență și să o dea omenirii? Doar cel care posedă Tao. Tao al cerului nu are favoriți. El dă tuturor oamenilor buni, fără deosebire. Lucrurile se întăresc și apoi putrezesc. Acesta este contrariul lui Tao. Ceea ce este contrar lui Tao piere repede. Tao ca principiu moral sau virtute. Cea mai înaltă bunătate este ca apa, pentru că apa este excelentă în beneficiul tuturor lucrurilor și nu se luptă. Ea ocupă locul cel mai de jos pe care oamenii îl detestă și, prin urmare, este apropiată de Tao. Când ți-ai terminat munca și ți-ai dobândit faima, retrage-te în fundal, pentru că aceasta este calea cerului. Cei care urmează calea nu doresc excesul și astfel, fără exces, sunt pentru totdeauna scutiți de schimbare. Toate lucrurile la fel își fac treaba, iar apoi le vedem cum se liniștesc. Când au ajuns la înflorirea lor, fiecare se întoarce la originea sa. Întoarcerea la originea lor înseamnă odihnă sau împlinirea destinului. Această întoarcere este o lege eternă. A cunoaște această lege înseamnă a fi luminat, a nu o cunoaște înseamnă mizerie și calamitate. Cel care cunoaște legea eternă are o mentalitate liberală, fiind liberal, el este drept, fiind drept, el este rege. Fiind rege, el este asemănător cu cerul. Fiind înrudit cu cerul, el posedă Tao. Posedând Tao, el rezistă veșnic, chiar dacă trupul său piere, dar nu suferă niciun rău. Cel care acționează în conformitate cu Tao devine una cu Tao. Cel care merge pe calea virtuții devine una cu virtutea. Cel care urmează o calea viciului devine una cu viciul. Omul care este una cu Tao, Tao este de asemenea bucuros să primească. Omul care este una cu virtutea, virtutea este de asemenea bucuros să primească. Omul care este una cu viciul, viciul este de asemenea bucuros să primească. Cel care se aprobă pe sine nu strălucește. Cel care se laudă nu are niciun merit. Cel care se înalță pe sine nu se ridică înalt judecat.
Conform Tao, el este precum resturile de mâncare sau o tumoare pe corp, un obiect al dezgustului universal. Prin urmare, cel care are Tao nu va consorta cu așa ceva. Virtutea perfectă nu dobândește nimic, prin urmare dobândește totul. Virtutea perfectă nu face nimic, totuși nu există nimic pe care să nu-l efectueze. Caritatea perfectă operează fără să fie nevoie de ceva care să o evoce. Datoria perfectă față de aproapele operează, dar are întotdeauna nevoie să fie evocată. Ceremonia perfectă funcționează și nu solicită niciun răspuns exterior. Cu toate acestea, ea induce respect. Ceremoniile sunt expresia exterioară a sentimentelor interioare. Dacă Tao piere, atunci virtutea va pieri. Dacă virtutea piere, atunci caritatea va pieri. Dacă caritatea piere, atunci datoria față de aproapele va pieri. Dacă datoria față de aproapele nostru dispare, atunci ceremoniile vor dispărea. Ceremoniile nu sunt decât aparența loialității și a bunei credințe, în timp ce de multe ori sunt sursa dezordinii. Cunoașterea exteriorului nu este decât un ornament ostentativ al taoului, în timp ce de multe ori este începutul imbecilității. Prin urmare, omul cu adevărat mare se bazează pe ceea ce este solid și nu pe ceea ce este superficial, pe ceea ce este real și nu pe ceea ce este ornamental. El le respinge pe cele din urmă în favoarea celor dintâi. Atunci când savantul superior aude de Tao, îl practică cu sârguință. Când savantul mediu aude de Tao, uneori îl reține, alteori îl pierde. Când savantul inferior aude de Tao, râde zgomotos de el. Dacă nu ar fi astfel ridiculizat, nu ar fi demn de numele de Tao. Cel care este iluminat de Tao pare învăluit în întuneric. Cel care este avansat în Tao pare să se întoarcă. Cel care merge lin în Tao pare a fi pe o cale accidentată. Omul cu cea mai înaltă virtute pare smerit. Cel care este cu adevărat pur se comportă ca și cum ar fi pătat. Cel care are virtute din abundență se comportă ca și cum nu ar fi suficient. Cel care este ferm în virtute pare un prefăcut furișat. Cel care este simplu și adevărat pare instabil ca apa. Dacă Tao prevalează pe pământ, caii vor fi folosiți în scopuri agricole. Dacă Tao nu prevalează, caii de război vor fi crescuți în comun. Dacă am avea suficiente cunoștințe pentru a păși pe marea cale, de aceea ce ar trebui să ne temem cel mai mult ar fi afișarea lăudăroasă. Calea cea mare este foarte lină, dar oamenii iubesc potecile secundare. Acolo unde palatele sunt foarte splendide, acolo câmpurile vor fi foarte risipite și hambarele foarte goale. Purtarea veșmintelor brodate, purtarea săbilor ascuțite. Fastidiozitate în mâncare și băutură, supraabundența de proprietăți și bogății. Asta numesc eu jaf ostentativ. Cu siguranță nu este Tao. Cel care se încrede în abundența sa de virtuți naturale este ca un copil abia născut pe care reptilele veninoase nu-l vor înțepa. Fiarele sălbatice nu-l vor prinde, păsările de pradă nu-l vor lovi. Oasele pruncului sunt slabe, tendoanele sale sunt moi. Cu toate acestea, strânsoarea sa este fermă. Toată ziua va plânge fără ca vocea sa să devină răgușită. Acest lucru se datorează faptului că armonia sistemului său corporal este perfectă. Temperează-ți ascuțimea, descălcește-ți ideile, moderează-ți strălucirea. Trăiește în armonie cu vârsta ta. Aceasta înseamnă a fi în conformitate cu principiul Tao. Un astfel de om este insensibil deopotrivă la favoruri și disgrații, la beneficii și răni, la onoare și dispreț. Și de aceea este apreciat mai presus de toți oamenii în guvernarea oamenilor și în slujirea cerului. Nu există nimic asemănător moderației.
pentru că numai prin moderație poate exista o întoarcere timpurie la starea normală a omului. Această întoarcere timpurie este aceeași cu o mare rezervă de virtute. Cu o mare rezervă de virtute nu există nimic care să nu poate fi atins. Dacă nu există ceea ce nu poate fi atins, atunci nimeni nu va ști în ce măsură ajunge această putere. Și dacă nimeni nu știe în ce măsură ajunge puterea unui om, acel om este potrivit pentru a fi conducătorul unui stat, având secretul guvernării, domnia sa va dăinui. Punerea rădăcinii pivotante adânc și întărirea rădăcinilor care se extind, aceasta este calea de a asigura o viață lungă. Pentru copac, Tao este sanctuarul în care toate lucrurile își găsesc refugiul. Comoara neprețuită a omului bun, gardianul și salvatorul celui care nu este bun. Prin urmare, la întronizarea unui împărat și la numirea celor trei miniștri duhovnicești ai săi, deși sunt unii care poartă daruri de jad scump și conduc care cu patru cai, asta nu este la fel de bine ca a sta liniștit și a oferi darul acestui Tao. De ce oamenii din vechime prețuiau atât de mult acest Tao? Nu cumva pentru că poate fi căutat și găsit zilnic și poate remite păcatele celor vinovați. De aceea este cel mai prețios lucru de sub cer. Toată lumea spune că Tao-ul meu este minunat. Dar, spre deosebire de alte învățături, tocmai pentru că este măreț, el apare ca fiind diferit de alte învățături. Dacă ar fi avut această asemănare cu mult timp în urmă, ar fi fost cunoscută micimea sa? Filozofii iscusiți din vechime erau subtili, spirituali, profunzi și pătrunzători. Ei erau atât de profunzi încât erau de neînțeles. Pentru că sunt greu de înțeles, mă voi strădui să-i descriu. Erau timizi ca unul care trece un râu iarna, prudenți ca unul care se teme de un atac din orice parte. Erau circumspecți ca un oaspete străin, efemeri ca gheața pe cale să se topească, simple ca lemnul neșlefuit, goale ca o vale, opace ca apa tulbure. Atunci când se ajunge la o înțelegere după o mare ceartă, un anumit sentiment de răutate este inevitabil să rămână în urmă. Cum poate fi reparat? Prin urmare, după ce a încheiat o înțelegere, înțeleptul își respectă obligațiile, dar nu cere îndeplinirea lor de la alții. Omul care are virtute ține cont de spiritul înțelegerii. Omul fără virtute se ocupă doar de pretențiile sale. Cel care încearcă să guverneze un regat prin sagacitatea sa este jefuitorul acelui regat. Dar cel care nu guvernează prin sagacitate este binecuvântarea regatului. Cel care înțelege aceste două proverbe poate fi considerat un model. A ține acest principiu constant în fața ochilor se numește virtute profundă. Virtutea profundă este insondabilă, de mare anvergură, paradoxală la început, dar prezentând apoi o conformitate deplină cu natura. Doctrina inacțiunii. Înțeleptul se ocupă cu inacțiunea și transmite instrucțiuni fără cuvinte. Nu este oare prin neglijarea interesului propriu că cineva va putea să-l atingă? Curăță-te de inteligența ta profundă și poți fi încă liber. Prețuiește oamenii și ordonează regatul și tot te poți lipsi de acțiuni amestecate. Cine este acolo care poate face ca apa tulbure să devină limpede? Dar dacă îi se permite să rămână nemișcată, ea va deveni treptat limpede de la sine. Cine poate asigura o stare de odihnă absolută? Dar lasă timpul să treacă, iar starea de odihnă va apărea treptat. Vorbește cu moderație, iar lucrurile se vor îndrepta de la sine. Un vânt violent nu durează mai mult decât o dimineață, o furtună de ploaie nu durează mai mult decât o zi. Acesta este cursul naturii. Și dacă natura însăși nu-și poate susține eforturile mult timp, cu atât mai puțin poate omul să ajungă la o vacuitate completă și să păstreze seducător o stare de repaus.
Tao este veșnic inactiv și totuși nu lasă nimic nefăcut. Dacă regii și prinții s-ar ține de acest principiu, toate lucrurile s-ar reforma singure. Dacă, după ce s-au reformat, ar mai dori să acționeze, aș dori să fie constrânși de simplitatea Tao-lui fără nume. Simplitatea Tao-ului fără nume aduce absența dorinței. Absența dorinței dă liniște, iar astfel imperiul se va îndrepta singur. Cele mai moi lucruri din lume prevalează asupra celor mai dure. Ceea ce nu are substanță intră acolo unde nu există nicio crăpătură. De aceea cunosc avantajul inacțiunii, transmițând lecții fără cuvinte, culegând profit fără acțiune. Puțini sunt în lume care pot ajunge la asta. Activitatea învinge frigul, dar liniștea învinge căldura. Puritatea și liniștea sunt principiile corecte pentru omenire. Fără să ieși pe ușă, poți cunoaște întreaga lume. Fără să te uiți pe fereastră, poți vedea calea spre cer. Cu cât călătorești mai mult, cu atât știi mai puțin. Așa se face că fără să te miști, vei cunoaște. Fără să privești, vei vedea. Fără să faci, vei reuși. Urmărirea învățării cărților aduce o creștere zilnică. Practicarea ta o duce la o pierdere zilnică. Repetă această pierdere din nou și din nou și vei ajunge la inactivitate. Practică inactivitatea și nu există nimic care să nu poate fi făcut. Imperiul nu a fost niciodată câștigat, lăsând lucrurile să-și urmeze cursul. Cel care trebuie să facă mereu nu este potrivit pentru a obține imperiul. Ține gura închisă, închide porțile simțului și atâta timp cât trăiești nu vei avea probleme. Deschideți buzele și împingeți afacerile și nu vei fi în siguranță până la sfârșitul zilelor tale. Practică inactivitatea, ocupă-te cu a nu face nimic, dorește să nu dorești și nu vei prețui lucrurile greu de obținut. Învață să nu înveți și vei reveni la o stare pe care omenirea în general a pierdut-o. Lasă toate lucrurile să-și urmeze cursul lor natural și nu interveni. Slăbiciune și umilință. Toate lucrurile din natură lucrează în tăcere. Ele apar și nu posedă nimic. Își îndeplinesc funcțiile și nu au nicio pretenție. Când ai obținut un merit, nu ți-l asuma, pentru că dacă nu ți-l asumi, nu ți va fi luat niciodată. Urmează cu sârguință calea din inima ta, dar nu o arăta lumii. Rămâi în urmă și vei fi pus în față. Stai afară și vei fi ținut înăuntru. Bunătatea nu se străduiește și de aceea nu este mustrată. Cel care se zmerește va fi păstrat întreg. Cel care se îndoaie va fi îndreptat. Cel care este gol va fi umplut. Cel care este uzat va fi reînnoit. Cel care are puțin va reuși. Cel care are mult se va rătăci. Prin urmare, înțeleptul îmbrățișează unitatea și este un model pentru toți cei de sub cer. El este liber de afișarea de sine, de aceea el strălucește de afirmarea de sine. Prin urmare, el se distinge de glorificarea de sine și, prin urmare, el are meritul de exaltare de sine. Prin urmare, el se ridică deasupra tuturor în măsura în care nu se străduiește. Nu există nimeni în lume care să se poată lupta cu el. Cel care, conștient de faptul că este puternic, este mulțumit să fie slab. El va fi modelul omenirii. Fiind modelul omenirii, virtutea nu-l va părăsi niciodată. El se întoarce la starea de copil mic. Cel care, conștient de propria sa lumină, este mulțumit să fie obscur, el va fi modelul întregii lumi. Fiind modelul întregii lumi, virtutea sa nu va lipsi niciodată. El revine la absolut. Cel care, conștient de deșertăciune, este mulțumit să sufere disgrația, el va fi centrul atenției omenirii. Centrul atenției omenirii, virtutea lui atunci este deplină. El se întoarce la simplitatea perfectă. Cel care este mare trebuie să facă din umilință baza sa.
cel care este înalt trebuie să facă din umilință temelia sa. Astfel, prinții și regii, vorbind despre ei înșiși, folosesc termenii singuri, fără prieteni, de mică importanță. Nu este aceasta a face din umilință baza lor? Așa se face că unele lucruri cresc prin diminuare, altele sunt diminuate prin creștere. Ce au învățat alții, învăț și eu. Adevărat, voi face din aceasta rădăcina învățăturii mele. Ceea ce face ca o împărăție să fie mare este faptul că este ca un râu care curge în jos, punctul central spre care converg toate râurile mai mici de sub cer. Sau ca femeia în întreaga lume, care prin liniște îl învinge întotdeauna pe bărbat, iar liniștea este o formă de umilință. De aceea, dacă o împărăție mare se zmerește în fața unei împărății mici, ea va face din acea împărăție mică premiul său. Și dacă o împărăție mică se zmerește în fața unei împărății mari, ea va câștiga asupra acelei împărății mari. Astfel, una se zmerește pentru a ajunge, cealaltă ajunge pentru că este smerită. Dacă marea împărăție nu are altă dorință decât să adune oamenii împreună și să-i hrănească, mica împărăție nu va avea altă dorință decât să intre în slujba celeilalte. Dar pentru ca amândouă să-și poată îndeplini dorința, cea mare trebuie să învețe smerenia. Motivul pentru care râurile și mările sunt capabile să fie stăpâne peste 100 de pârâuri de munte este că știu cum să se țină sub ele. Acesta este motivul pentru care sunt capabile să domnească peste toate pârâurile de munte. Prin urmare, înțeleptul care dorește să fie deasupra oamenilor trebuie prin cuvintele sale să se pună sub ei. Dorind să fie în fața oamenilor, el trebuie să se pună în spatele lor. În acest fel, deși are un loc deasupra lor, oamenii nu-i simt greutatea. Deși el își are locul în fața lor, ei nu-l simt ca pe un prejudiciu. De aceea toată omenirea se bucură să-l înalțe și nu se satură de el, înțeleptul nu așteaptă nicio recunoaștere pentru ceea ce face. El obține merite, dar nu și le însușește. El nu dorește să-și etaleze valoarea. Eu am 3 lucruri prețioase pe care le păstrez și le prețuiesc. Primul este blândețea, al doilea este frugalitatea, al treilea este umilința care mă împiedică să mă pun înaintea altora. Fii blând și poți fi îndrăzneț. Fii frugal și poți fi liberal. Evită să te pui înainte altora și poți deveni un lider printre oameni. Dar în zilele noastre oamenii se leapă de blândețe și sunt gata să fie îndrăzneți. Ei resping frugalitatea și păstrează doar extravaganța. Ei renunță la umilință și urmăresc doar să fie primii, de aceea vor pieri cu siguranță. Blândețea aduce victorie celui care atacă și siguranță celui care apără pe cei pe care cerul vrea să-i salveze. Se îngrădește împrejur cu blândețe. Cei mai buni soldați nu sunt războinici. Cei mai buni luptători nu își pierd cumpătul. Cei mai mari cuceritori sunt cei care își înving dușmanii fără ceartă. Cei mai mari conducători de oameni sunt cei care cedează locul altora. Aceasta se numește virtutea de a nu lupta, capacitatea de a dirija oamenii. Acesta este a fi concurentul cerului. A fost cel mai înalt obiectiv al guvernării anticilor. A nu exalta valoarea ține poporul departe de rivalitate, nu de prețuire. Ceea ce este greu de procurat îi ferește pe oameni de furt. A nu le arăta ceea ce pot râvni este calea de a le feri mințile de dezordine. Prin urmare, înțeleptul atunci când guvernează le golește mințile și le umple burțile, le slăbește înclinațiile și le întărește oasele. Obiectivul său constant este de a-i menține pe oameni fără cunoștințe și fără dorință sau de a-i împiedica pe cei care au cunoștințe să îndrăznească să acționeze. El practică inactivitatea, iar nimic nu rămâne neguvernat. Cel care respectă statul ca pe propria sa persoană este potrivit să-l conducă. Cel care iubește statul ca pe propriul său trup este potrivit să-i se încredințeze. În cea mai înaltă antichitate, oamenii nu știau că au conducători. În epoca următoare, ei îi iubeau și îi lăudau.
În următoarea se temeau de ei, în următoarea îi disprețuiau. Cât de precaut este înțeleptul, cât de parcimonios este cu cuvintele sale. Când sarcina sa este îndeplinită și afacerile sunt prospere, oamenii vor spune, am ajuns să fim așa cum suntem, în mod natural și de la sine. Dacă cineva dorește să ia imperiul în mână și să-l conducă, văd că nu va reuși. Imperiul este o ustensilă divină care nu poate fi mânuită cu brutalitate. Cel care se amestecă în Marte, cel care îl deține cu forța, îl pierde. Peștii nu trebuie scoși din apă. Metodele de guvernare nu trebuie să fie expuse poporului. Folosește verticalitatea în conducerea unui stat, folosește strategeme în practica războiului, neamestecul pentru a câștiga imperiul. Iată cum știu eu ce stabilesc. Pe măsură ce restricțiile și interdicțiile se înmulțesc în imperiu, poporul devine tot mai sărac. Când oamenii sunt supuși unei guvernări excesive, țara este aruncată în confuzie. Când oamenii sunt pricepuți în multe arte viclene, ciudate sunt obiectele de lux care apar. Cu cât numărul legilor și al decretelor este mai mare, cu atât mai mulți hoți și tâlhari vor exista. De aceea, spune înțeleptul, atâta timp cât eu nu fac nimic, oamenii își vor face singur reforma. Atâta timp cât eu îmi iubesc calmul, oamenii se vor îndrepta singuri. Dacă numai eu nu mă amestec, oamenii se vor îmbogăți. Dacă numai eu sunt lipsit de dorință, poporul se va întoarce în mod natural la simplitate. Dacă guvernul este leneș și tolerant, poporul va fi cinstit și lipsit de viclenie. Dacă guvernul este indiscret și băgăreț, vor exista încălcări constante ale legii. Este guvernul corupt, atunci corectitudinea devine rară și bunătatea devine ciudată. Cu adevărat, omenirea a fost înșelată timp de multe zile. Guvernează o națiune mare așa cum ai găti un pește mic. Dacă imperiul este guvernat în conformitate cu Tao, spiritele fără trup nu vor manifesta puteri supranaturale. Nu este vorba că le lipsește puterea supranaturală, dar nu o vor folosi pentru a răni din nou omenirea. Nu este vorba de faptul că nu sunt capabile să facă rău omenirii, ci că văd că nici înțeleptul nu face rău omenirii. Atunci, dacă nici înțeleptul, nici spiritele nu fac rău, virtutea lor converge către un scop benefic. În timpurile străvechi, cei care știau să practice Tao nu îl foloseau pentru a ilumina oamenii, ci mai degrabă pentru a-i ține în ignoranță. Dificultatea de a guverna poporul provine din faptul că acesta are prea multe cunoștințe. Dacă oamenii nu se tem de măreția guvernului, va urma o domnie a terorii. Nu-i îngrădi în limite prea înguste. Nu le face viața prea obositoare, căci dacă nu-i obosești de viață, atunci ei nu se vor obosi de tine. Dacă oamenii nu se tem de moarte, la ce bun să folosești moartea ca mijloc de descurajare? Dar dacă poporul este educat cu frică de moarte, iar noi putem lua și executa orice om care a comis o crimă monstruoasă, cine va îndrăzni acum să urmeze exemplul său? Întotdeauna există cineva care prezidează la aplicarea morții. Cel care ar lua locul magistratului și ar aplica el însuși moartea este ca unul care ar încerca să facă munca unui maestru tâmplar. Și dintre cei care încearcă munca unui meșter tâmplar, puțini sunt cei care nu își taie mâinile. Oamenii mor de foame pentru că cei care au autoritate asupra lor devorează prea multe taxe. Acesta este motivul pentru care ei mor de foame. Poporul este greu de guvernat pentru că cei puși peste el sunt băgăreți. Acesta este motivul pentru care sunt greu de guvernat. Poporul disprețuiește moartea din cauza muncilor excesive în căutarea mijloacelor de viață. Acesta este motivul pentru care disprețuiesc moartea. Un înțelept a spus, cel care poate lua asupra sa rușinea națiunilor este potrivit pentru a fi stăpânul țării. Cel care poate lua asupra sa calamitățile națiunilor este potrivit pentru a fi conducătorul imperiului. Dacă aș fi conducătorul unui stat mic, cu o populație redusă și doar 10 sau 100 de oameni disponibili ca soldați, nu i-aș folosi. I-aș face pe oameni să privească moartea ca pe un lucru dureros și nu ar trebui să călătorească în țări îndepărtate. Deși ar putea deține bărci și trăsuri, nu ar trebui să aibă ocazia să se urce în ele. Deși ar putea deține arme și armuri, nu ar trebui să aibă nevoie să le folosească. I-aș face pe oameni să se întoarcă la folosirea corzilor înodate.
Ar trebui să-și găsească mâncarea simplă, dulce, hainele aspre, frumoase. Ar trebui să fie mulțumiți de casele lor și fericiți în modurile lor simple. Dacă un stat vecin ar fi în raza vizuală a statului meu, dacă am fi suficient de aproape pentru a auzi cântatul cocoșilor și lătratul câinilor, cele două popoare ar îmbătrâni și ar muri fără să fie existat vreodată vreun contact reciproc. Războiul. Cel care servește un conducător al oamenilor în armonie cu Tao nu va supune imperiul prin forța armelor. O astfel de acțiune atrage după sine răzbunarea. Acolo unde au fost cantonate trupe, în calea marilor armate apar mărăcini și spini. Trebuie să urmeze ani slabi. Omul bun obține o victorie și apoi se oprește. El nu va trece la acte de violență. Câștigând, el nu se laudă. El nu va triumfa. El nu dă dovadă de aroganță. El câștigă pentru că nu poate alege. După victoria sa, el nu va fi autoritar. Armele, oricât de frumoase ar fi, sunt instrumente de rău augur, odioase pentru toate creaturile. De aceea, cel care are Tao nu va avea nimic de a face cu ele. Acolo unde locuiește omul princiar, mâna stângă slabă este în cinste, dar cel care folosește arme îl cinstește pe cel mai puternic. Armele drepte sunt instrumente de rău augur. Ele nu sunt instrumentele omului princiar care le folosește doar când trebuie. Pacea și liniștea sunt ceea ce el prețuiește atunci când cucerește. El nu este exaltat. A fi exaltat ar însemna să te bucuri de măcelul ființelor umane, iar cel care se bucură de măcelul ființelor umane nu este potrivit pentru a-și face voința în imperiu. În ocaziile fericite, stânga este favorizată în ocaziile triste. Dreapta, al doilea la comandă, își are locul în stânga, iar generalul șef în dreapta. Altfel spus, ei sunt plasați în ordinea respectată la ritualurile funerare. Și într-adevăr, cel care a exterminat o mare mulțime de oameni trebuie să-i plângă cu lacrimi și jale. Este bine ca cei care sunt victorioși în luptă să fie plasați în ordinea ritualurilor funerare. Un anumit comandant militar obișnuia să spună: nu îndrăznesc să fiu gazdă, prefer să fiu oaspete. Nu îndrăznesc să înaintez un centimetru, prefer să mă retrag pe jos. Nu există calamitate mai mare decât să te angajezi ușor în război. A te angaja ușor în război înseamnă a risca pierderea comorii noastre atunci când războinicii adversari se alătură în luptă. Cel care are milă învinge paradoxurile în rândul omenirii. Recunoașterea frumuseții ca atare implică ideea de urâțenie, iar recunoașterea binelui implică ideea de rău. Există aceeași relație reciprocă între existență și non-existență, în materie de creație, între dificultate și ușurință, în materie de realizare, între lung și scurt, în materie de formă, între înalt și scăzut, în materie de înălțare, între acut și bas, în materie de înălțime muzicală, între înainte și după, în materie de prioritate. Natura nu este binevoitoare. Cu o indiferență nemiloasă, ea face ca toate lucrurile să servească scopurilor lor. Ca și câinii de paie pe care îi folosim la sacrificii, înțeleptul nu este binevoitor. El îi folosește pe oameni cu aceeași inexorabilitate. Spațiul dintre cer și pământ nu este el ca un burduf? Este gol, dar inepuizabil. Când este pus în mișcare, iese din ce în ce mai mult. Cerul și pământul sunt de lungă durată. Motivul pentru care cerul și pământul pot dura mult este că ele nu trăiesc pentru ele însele și astfel sunt capabile să reziste. 30 de spițe se unesc într-un singur naos. Utilitatea căruței depinde de centrul gol în care se rotește axul. Argila este modelată într-un vas. Utilitatea vasului depinde de interiorul său gol. Ușile și ferestrele sunt tăiate pentru a face o casă. Utilitatea casei depinde de spațiile goale. Astfel, deși existența lucrurilor poate fi bună, neexistentul din ele este cel care le face utile. Când marele Tao cade în desuetudine, bunăvoința și dreptatea intră în vogă.
când apare viclenia și sagacitatea, predomină mare ipocrizie. Atunci când legăturile de rudenie sunt destrămate, încep pietatea filială și afecțiunea paternă. Atunci când statul este într-un ferment de revoluție, apar patrioții loiali. Leapădă-te de sfințenie, scapă de sagacitate, iar poporul va beneficia de 100 de ori. Renunță la bunăvoință și abolește dreptatea, iar poporul se va întoarce la pietatea filială și la dragostea părintească. Renunță la intrigile tale și abandonează câștiguri, iar hoții și tâlharii vor dispărea. Aceste 3 precepte înseamnă că spectacolul exterior este insuficient și, prin urmare, ele ne cer să fim fideli naturii noastre proprii. Să arătăm simplitate, să îmbrățișăm relațiile simple, să reducem egoismul la o dorință moderată. O varietate de culori face ochiul omului orb. O diversitate de sunete face urechea omului surdă. Un amestec de arome face palatul omului plictisitor. Cel care îi cunoaște pe alții este isteț, dar cel care se cunoaște pe sine este luminat. Cel care învinge pe alții este puternic, dar cel care se învinge pe sine este și mai puternic. El este bogat. Cine știe când are destul? Cel care acționează cu energie are tărie de scop, cel care nu se mișcă de la locul său este de lungă durată, cel care moare, dar nu piere, se bucură de adevărata longevitate. Dacă vrei să te contractezi, trebuie mai întâi să te extinzi. Dacă vrei să slăbești, trebuie mai întâi să te întărești. Dacă vrei să răstorni, trebuie mai întâi să ridici. Dacă vrei să iei, mai întâi trebuie să dai. Aceasta se numește zorii inteligenței. Cel care este cel mai desăvârșit pare să fie lipsit, dar resursele sale nu sunt niciodată epuizate. Cel care este cel mai plin pare gol, dar utilizările sale sunt inepuizabile. Dreptatea extremă este la fel de rea ca și strâmbătatea. Deșteptăciunea extremă este la fel de rea ca nebunia. Fluența extremă este la fel de rea ca bâlbâiala. Cei care știu nu vorbesc, cei care vorbesc nu știu. Renunță la învățare și vei scăpa de necazuri și suferințe. Eșecul este fundamentul succesului și mijlocul prin care acesta este obținut. Succesul este locul de pândă al eșecului. Dar cine poate spune când va veni punctul de cotitură? Cel care acționează distruge, cel care se agață pierde. Prin urmare, înțeleptul nu acționează și astfel nu distruge. El nu se agață și astfel nu pierde. Numai cel care nu face nimic de dragul vieții sale poate spune cu adevărat că își prețuiește viața. La naștere omul este blând și slab, la moartea sa el este rigid și puternic. Plantele și copacii când se nasc sunt fragede și crocante, când mor sunt uscate și tari. Astfel rigiditatea și forța sunt concomitente morții. Moliciunea și slăbiciunea sunt concomitentele vieții. Prin urmare, războinicul care este puternic nu învinge. Copacul care este puternic este tăiat. Prin urmare, cei puternici și cei mari ocupă un loc inferior. Cel moale și cel slab ocupă un loc mai înalt. Nu există nimic în lume mai moale și mai slab decât apa. Cu toate acestea, pentru a ataca lucrurile care sunt tari și puternice, nu există nimic care să le depășească, nimic care să le poată lua locul. Cel moale îl învinge pe cel tare, cel slab îl învinge pe cel puternic. Nu există nimeni în lume care să cunoască acest adevăr și nimeni care să-l poată pune în practică. Cei care sunt înțelepți nu au o gamă largă de cunoștințe. Cei care au cea mai largă gamă nu sunt înțelepți. Înțeleptului nu-i pasă să acumuleze. Cu cât folosește mai mult în beneficiul altora, cu atât mai mult posedă el însuși. Cu cât dă mai mult semenilor săi, mendena, cu atât mai mult are el însuși. Cele mai adevărate ziceri sunt cele paradoxale, zicerile și preceptele miscelane. Prin multe cuvinte se epuizează spiritul. Este mai bine să păstrezi o medie. Excelența unei locuințe este vederea ei. Excelența unei minți este profunzimea ei. Excelența dăruirii este caritatea. Excelența vorbirii este veridicitatea.
Excelența guvernării este ordinea, excelența acțiunii este abilitatea, excelența mișcării este oportunitatea. Cel care apucă mai mult decât poate ține ar fi mai bine fără nimic. Dacă o casă este înțesată cu comori de aur și jad, va fi imposibil să le păzească pe toate. Cel care se mândrește cu bogăția și onoarea își grăbește propria cădere. Cel care lovește cu un vârf ascuțit nu va fi el însuși în siguranță pentru mult timp. Cel care îmbrățișează unitatea sufletului prin subordonarea instinctelor animale, rațiunii, va putea scăpa de disoluție. Cel care se străduiește din răsputeri după tandrețe poate deveni chiar ca un copil mic. Dacă un om are capul limpede și este inteligent, poate fi el lipsit de cunoaștere. Înțeleptul se ocupă de interior și nu de exterior. El pune deoparte ceea ce este obiectiv și se ține de subiectiv între da și da. Cât de mică este diferența dintre bine și rău? Cât de mare este diferența? Ceea ce lumea venerează nu poate fi tratat cu lipsă de respect. Cel care nu are încredere în ceilalți nu va găsi încredere în ei. A te vedea pe tine însuți înseamnă a fi lipsit de vedere. Puternic este cel care se învinge pe sine. Cel care se ridică pe vârfuri nu poate sta ferm. Cel care își întinde picioarele larg nu poate merge. Cursa și vânătoarea excită inima omului până la nebunie. Lupta pentru posesiuni rare îl împinge pe om la acțiuni dăunătoare pentru el însuși. Greutatea este fundamentul luminii. Odihna este stăpânul neliniștii. Prințul înțelept nu se îndepărtează niciodată de gravitate și odihnă în cursul vieții sale zilnice. Deși posedă un palat superb, el va locui în el cu indiferență calmă. Cum ar trebui stăpânul unei miriade de care să se poarte cu lejeritate în imperiu? Lejeritatea pierde inimile oamenilor, neliniștea pierde tronul. Călătorul iscusit nu lasă urme, vorbitorul iscusit nu face gafe, socotitorul iscusit nu folosește talere. Cel care știe cum să închidă nu folosește zăvoare, dar tu nu poți deschide. Cel care știe să lege nu folosește funii, dar tu nu le poți desface. Între oameni nu respinge nimic, printre lucruri nu respinge nimic. Aceasta se numește inteligența globală. Omul bun este învățătorul omului rău. Omul rău este materialul pe care lucrează omul bun. Dacă unul nu-și prețuiește profesorul, dacă celălalt nu-și iubește materialul, atunci, în ciuda înțelepciunilor, trebuie să se rătăcească mult. Acesta este un mister de mare importanță, așa cum materialul neprelucrat este împărțit și transformat în vase folositoare, tot așa înțeleptul își pune în valoare simplitatea și devine astfel conducătorul conducătorilor. Cursul lucrurilor este astfel încât ceea ce era în față este acum în spate, ceea ce a fost cald este acum rece, ceea ce era puternic este acum slab, ceea ce era complet este acum în ruină. De aceea înțeleptul evită excesul, extravaganța și grandoarea. Ce este mai aproape de tine, faima sau viața? Ce este mai important pentru tine, viața sau bogăția? Care este boala mai mare, câștigul sau pierderea? Ambițiile excesive implică neapărat mari sacrificii. Multe acumulări trebuie să fie urmate de pierderi mari. Cel care știe când are destul nu va fi făcut de rușine. Cel care știe când să se oprească nu va avea de suferit. Un astfel de om se poate aștepta la o viață lungă. Nu există păcat mai mare decât ambiția, nu există calamitate mai mare decât nemulțumirea, nu există viciu mai dezgustător decât lăcomia. Cel care este mulțumit are întotdeauna destul. Înțeleptul nu are idei ferme, dar împărtășește ideile oamenilor și le face ale sale. Trăind în lume, el este precaut ca nu cumva inima sa să fie pătată de contactul cu lumea. Toți oamenii își îndreaptă ochii și urechile spre el. Înțeleptul îi privește pe toți ca pe copiii săi. Am auzit că cel care posedă secretul vieții atunci când călătorește în străinătate nu va fugi de rinocer sau de tigru. Când intră într-o tabără ostilă, el nu se va echipa cu sabie sau cu cataramă. Rinocerul nu găsește în el niciun loc în care să-și introducă cornul. Tigrul nu are unde să-și fixeze gheara. Soldatul nu are unde să-și înfigă lama. Și de ce? Pentru că nu are niciun loc în care moartea să poată intra.
A vedea micile începuturi înseamnă claritate în vedere. Să te odihnești în slăbiciune este putere. Cel care știe să planteze nu va avea planta dezrădăcinată. Celui care știe cum să țină un lucru nu îi se va lua. Fiii și nepoții se vor închina la altarul său care va dăinui din generație în generație. Cunoașterea în armonie se numește constantă. Cunoașterea constantă se numește înțelepciune. Creșterea vieții se numește fericire. Mintea care dirijează trupul se numește putere. Fii pătrat fără să fii unghiular. Fii cinstit fără a fi rău. Fii drept fără a fi punctual. Fii strălucitor fără a fi ostentativ. Cuvintele bune îți vor aduce onoare în piață, dar faptele bune îți vor aduce prieteni printre oameni. Pentru cei buni aș fi bun, pentru cei care nu sunt buni vreau să fiu bun pentru a-i face buni. Cu cei credincioși aș păstra credința, cu cei necredincioși aș păstra credința, pentru ca ei să devină credincioși. Chiar dacă un om este rău, cum poate fi corect să mă lepăd de el? Cere răul cu bunătate. Lucrurile dificile ale acestei lumi trebuie să fi fost odată ușoare. Lucrurile mari ale acestei lumi trebuie să fi fost odată mici. Fă lucruri dificile cât încă sunt ușoare, fă lucruri mari cât încă sunt mici. Înțeleptul nu afectează niciodată să facă ceva măreț și prin urmare el este capabil să obțină rezultatele sale mărețe. Cel care crede întotdeauna că lucrurile sunt ușoare este sigur că le va găsi dificile. Prin urmare, înțeleptul anticipează mereu dificultățile și astfel nu se confruntă niciodată cu ele. În timp ce vremurile sunt liniștite, este ușor să acționezi înainte ca problemele viitoare să-și fie aruncat umbrele. Este ușor să faci planuri. Ceea ce este fragil este ușor de spart. Ceea ce este minuscul este ușor de risipit. Ia măsuri de precauție înainte ca răul să apară. Reglează lucrurile înainte ca dezordinea să fie început. Copacul care are nevoie de două brațe pentru a se întinde a răsărit din cel mai mic lăstar. Turnul Ion, înalt de 9 etaje, s-a ridicat dintr-o mică movilă de pământ. O călătorie de 1000 de mile a început cu un singur pas. Un mare principiu nu poate fi divizat. Prin urmare, multe recipiente nu îl pot conține. Înțeleptul știe ce este în el, dar nu face nicio demonstrație. El se respectă, dar nu caută onoare pentru sine. A ști, dar a fi ca și cum nu ai ști, este culmea înțelepciunii. Să nu știi și totuși să afectezi cunoașterea este un viciu. Dacă privim acest viciu ca atare, vom scăpa de el. Înțeleptul nu are acest viciu. Pentru că îl consideră un viciu, el scapă de el. Folosește lumina care este în tine pentru a reveni la claritatea naturală a vederii tale. Atunci pierderea trupului nu este însoțită de calamitate. Aceasta se numește de două ori suportabilitate. În gestionarea afacerilor, oamenii se prăbușesc în mod constant, chiar atunci când se apropie de o problemă de succes. Dacă ar avea la fel de multă grijă la sfârșit, ca și la început, nu ar eșua în întreprinderile lor. Cel care promite cu ușurință este sigur că va avea puțină credință. Cel a cărui îndrăzneală îl determină să se aventureze va fi ucis. Cel care este suficient de curajos pentru a nu se aventura va trăi. Dintre aceștia doi, unul are beneficiul, celălalt are răul. Dar cine este cel care cunoaște adevărata cauza aurii cerului? Acesta este motivul pentru care înțeleptul ezită și este greu să acționeze. Cei violenți și înțepeniți nu mor de moarte naturală. Cuvintele adevărate nu sunt frumoase. Cuvintele frumoase nu sunt adevărate. Cei buni nu sunt contestatari. Cei certați nu sunt buni. Aceasta este calea cerului care nu aduce beneficii și nu rănește. Aceasta este calea înțeleptului în ale cărui acțiuni nu există niciun element de dispută. Lao Tzu despre sine. Vai, sterilitatea epocii nu și-a atins încă limita. Toți oamenii strălucesc de fericire ca și cum s-ar bucura de o mare sărbătoare, ca și cum ar fi urcați pe un turn primăvara. Numai eu sunt nemișcat și nu dau încă niciun semn de bucurie. Sunt ca un prunc care nu a zâmbit încă, ca unul care nu are unde să-și așeze capul. Alți oameni au belșug în timp ce eu singur par să fi pierdut totul. Sunt un om prost la suflet, tern și confuz. Alți oameni sunt plini de lumină. Numai eu par a fi în întuneric.
Alți oameni sunt atenți, numai eu sunt leneș, sună liniștit ca oceanul, plutesc în derivă, ca și cum nu aș avea unde să mă opresc. Numai eu sunt prost și clovn, toți oamenii au utilitatea lor. Oricât de singur aș fi și spre deosebire de alți bărbați, totuși o venerez pe mama adoptivă Tao. Cuvintele mele sunt foarte ușor de înțeles, foarte ușor de pus în practică. Cu toate acestea, lumea nu le poate nici înțelege, nici pune în practică. Cuvintele mele au un indiciu, acțiunile mele au un principiu de bază. Pentru că oamenii nu cunosc indiciul, ei mă înțeleg. Cei care mă cunosc sunt puțini și din acest motiv onoarea mea este mai mare. Astfel, înțeleptul poartă veșminte grosolane, dar poartă o bijuterie în sân. Dragilor, aceasta a fost cartea Tao Te Ching, Cartea Căi și a Virtuții, o carte care face ca traducerea lui Lao Tzu să fie o sarcină extrem de dificilă, pentru că este una dintre puținele scrieri chinezești vechi care a supraviețuit timpului. Și evident că acest lucru ne face să înțelegem dificultatea abordării ei. Deși istoria consemnează că Confucius l-a văzut pe Lao Tzu, el nu a inclus Tao Te Ching în clasicii pe care i-a editat, iar pentru că principiile sale nu sunt de acord cu cele ale școlii confucioniste, editorii de mai târziu, majoritatea adepții lui Confucius nu au vrut să o ridice la rangul de clasic, singurii care aveau cea mai largă circulație printre cărțile chinezești și cu siguranță că nici limba, care este într-o oarecare măsură diferită și mai dificilă decât cea în care au fost scrise alte opere vechi, nici filozofia nu erau familiare a celor învățați care cunoșteau doar clasicii și se știe că înainte ca hârtia să fie inventată în China, cărțile erau de obicei scrise pe tăblițe de bambus și fixate cu sfor sau benzi de piele, în timp ce erau transmise din generație în generație. Iată că din când în când tăblițele erau deplasate, iar dezarticularea provoca distorsiunile textului. Și sigur că sistemul chinezesc de scriere a suferit o serie de modificări între cele mai vechi timpuri și secolul al III-lea înainte de Hristos, așa că textul Tao Te Ching a fost scris într-un stil caligrafic mai vechi, mai dificil, iar multe dintre caractere aveau un înțeles diferit de cel al formelor lor ulterioare. Atunci când a fost transcrisă această carte, editorii trebuie să fi făcut greșeli sau să fi înlocuit unele dintre caracterele vechi cu altele noi care nu au același înțeles. Sigur că acest lucru ne privește mai puțin, deși există chiar și această credință, să-i spunem, credință, mai degrabă o controversă, care spune că identitatea autorului nu ar fi cea pe care o cunoaștem și sunt cercetători care contestă acest lucru și să se îndoiască de autenticitatea lucrării, dar așa cum spun, cum spuneam mai devreme, nu cred că ar trebui să ne intereseze, ci învățăturile acestei cărți să ne fie de folos, pentru că este o carte filozofică și această filozofie reprezintă într-adevăr gândirea unei anumite perioade din trecut și de atunci a influențat viața și gândirea poporului chinez și cred că este suficient. Cine a scris-o contează mai puțin. Așadar, dacă v-a plăcut această carte și nu ați apăsat butonul de subscribe, nu uitați să faceți asta pentru a primi notificările cât mai repede și nu uitați să dați un like și un share pentru a împărtăși cu cât mai mulți oameni aceste învățături. Și bineînțeles, dragilor, până la următorul filmuleț, să avem cu toții pace în suflet, numai bine!